este targetul dumneavoastră al federației ca număr de jucători legitimați pentru viitorul apropiat, să spunem? În mod sigur, să știți, suntem foarte interesați de numărul de jucători, mult mai mult decât de calitate. Nu în mod întâmplător, scopul nostru este să aducem cât mai mulți dintre români pe terenurile de mini-fotbal. Să spunem, într-o perioadă de maxim 2 ani de zile ne așteptăm ca această cifră de 30.000 să o dublăm și să avem posibilitatea totodată să acoperim toate județele României și, după cum vedem, în momentul de față am reușit deja să demarăm campionate de mini-fotbal și în alte orașe decât municipiile reședință de județ. Ultimul campionat care s-a alăturat este cel de la Pașcani, care săptămâna aceasta și-a îndeplinit toate procedurile și care va demara în următoarele 2 săptămâni, dar și campionate gen Comuna Florești din județul Cluj, și lista poate continua la nesfârșit. Credeți că mini-fotbalul poate ajuta sportul de performanță sau nu își propune un asemenea obiectiv? În momentul de față ne propunem să realizăm un transfer de bune practici. Și aici mă refer inclusiv la fotbalul mare, la Federația Română de Fotbal. De ce? Fiindcă într-o perioadă scurtă de timp am reușit, bazându-ne pe câteva principii și valori, pe o viziune de dezvoltare, am reușit să readucem românii pe terenurile de sport. Eu cred că Federația Română de Fotbal ar trebui să învețe ceva din acest comportament dinamic și activ pe care îl avem. În mod sigur, suntem pregătiți oricând să facem un schimb de experiență, un schimb de bune practici între noi și celelalte organizații sportive din România. Cum decurge procedura de recunoaștere a mini-fotbalului de către Ministerul Tineretului și Sportului? Înainte de a vorbi de Ministerul Tineretului și Sportului, aș vrea să vă spun că mini-fotbalul european se bucură deja de o recunoaștere foarte importantă. În Cehia, președintele Cehiei, domnul Miloš Zeman, este un foarte bun prieten al mini-fotbalului, iar guvernul britanic s-a alăturat la fel acestui proiect, nu în mod întâmplător. Sediul Federației Internaționale de Mini-Fotbal își are sediul la marginea Birminghamului, federație fondată chiar la începutul acestui an. Revenind la întrebarea dumneavoastră, în urmă cu 3 luni de zile am avut o întâlnire cu domnul Băniciu, ministrul tineretului și sportului, în care și-a manifestat sprijinul și interesul pentru recunoașterea mini-fotbalului. Pe de altă parte, scopul nostru merge mai departe, și anume că suntem interesați să ne dezvoltăm, indiferent dacă acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, fiindcă este o procedură pe care trebuie să o îndeplinim și, bineînțeles, suntem pregătiți și toate criteriile le îndeplinim deja de recunoaștere de către minister a mini-fotbalului ca un sport separat. Autoritățile locale au o tot mai mare importanță, se implică tot mai mult în sport. Cum privesc ele acest fenomen? Privesc cu o mare deschidere și aici pot să vă dau câteva exemple. Primăria municipiului Bacău, care susține campionatul de mini-fotbal din localitate, primarul Iașului, care este iarăși foarte apropiat de mini-fotbal încă de la începuturile sale. Iar probabil un alt exemplu este reprezentat de primăriile care anul acesta s-au implicat în organizarea turneilor finale. Și aici mă refer la Campionatul Național de Mini-Fotbal și Cupa României. Și fac trimitere directă la primăria municipiului Piatra Neamț și primăria municipiului Hunedoara. Dar și primarul municipiului Ploiești, care s-a alăturat unui proiect foarte important pe care îl demarăm la nivelul Federației Europene de Mini-Fotbal, și anume crearea unei infrastructuri sportive moderne pentru mini-fotbal, astfel încât la Ploiești va demara primul proiect destinat exclusiv mini-fotbalului, o bază modernă realizată într-un sistem public-privat. Se apropie a 4-a ediție a Campionatului European de Mini-Fotbal, găzuit în Creta între 10 și 14 octombrie, cu participarea 24 de țări. Ați anticipat că în doar 4 ani această competiție își va mări de 6 ori numărul participantelor? Când am pornit la drum în acest proiect, acest lucru se întâmpla în 2010. În 2010 doar 4 echipe răspundeau, să spunem, apelului nostru că trebuie să ne organizăm la nivel european. În 2011, iar acest lucru avea loc pe un teren de fotbal pe care l-am împărțit în două și am început prima ediție de campionat european la Bratislava, în Slovacia. În 2011, România și-a asumat rolul de leadership în acest proiect și a organizat cea de-a doua ediție a Campionatului European cu 7 echipe la Tulcea, cu sprijinul autorităților locale din localitate. Iar 2012 a reprezentat, luna martie 2012, să spunem, o primăvară de la Praga, da, să spunem, o continuare a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere social și politic cu mulți ani în urmă.
fondarea Federației Europene de Minifotbal, iar toamna anului 2012, prima ediție de campionat european organizată direct de noul organism, de Federația Europeană de Minifotbal, cu 16 echipe. Astăzi, 24 de echipe vor participa în luna octombrie la cea de-a patra ediție a campionatului european, un campionat european care se va bucura de un maxim interes, inclusiv din partea presei internaționale. În mod întâmplător, Eurosport este una dintre televiziunile care va transmite finalele acestei competiții, dar și alte televiziuni naționale vor asigura partea de transmisie TV. Totodată, ce vreau să menționez despre acest eveniment este că terenul special construit de către unul dintre partenerii noștri va fi instalat chiar pe plaja din Creta, din orașul Retimnu, astfel încât vom pune umărul, să spunem, la promovarea turismului din insula Creta și din Grecia. În mod întâmplător, și Ministerul Turismului din Grecia este unul dintre partenerii noștri în acest proiect. Cu 3 titluri continentale în palmares, suntem pe hârtie marea favorită a competiției. Cât de important este pentru dumneavoastră, pentru federație și pentru noi românii să ne menținem pe primul loc sau măcar pe podium? Este foarte important și cred că acest lucru ar trebui să ne caracterizeze ca români. Și anume că putem să mergem spre victorie, putem să facem față celor mai mari provocări la nivel european, astfel încât noi chiar dorim să transmitem un mesaj de forță pe care să putem să-l regăsim după aceea și în alte organizații sportive ale României. Acum eu împărtășesc două poziții. Pe de o parte, cea de conducător al Federației de Minifotbal din România, iar pe de altă parte, al Federației Europene. Prin urmare, n-aș putea să spun că România este favorită. Ea pleacă ca favorită în această competiție, ținând cont de traiectoria pe care am avut-o. În mod sigur, toate celelalte echipe vor trata cu maxim interes meciurile pe care le vom avea. Și aici menționez că suntem cap de serie în grupa F, alături de Slovenia, Croația și Polonia, meciuri foarte dificile, dar în mod sigur ne vom califica dincolo de faza grupelor. De acolo depinde, să spunem, doar depinde de motivația pe care jucătorii echipei naționale vor reuși să o aibă ca să reușim să ne ridicăm la același nivel ca și până acum. Revenind la fotbalul mare, ați urmărit probabil meciurile cu Ungaria și Turcia. Care e părerea dumneavoastră despre cele două rezultate și evoluții contradictorii ale naționale și ce șanse credeți că mai avem pentru baraj? Înainte de toate, aș vrea să caracterizez prin lașitate reacția leadership-ului echipei naționale în urma insuccesului. Nu poți să caracterizezi decât prin lașitate faptul că dai vina exclusiv pe jucători și pui întreaga responsabilitate pe umerii acestora. În mod sigur, au existat greșeli și la nivelul jucătorilor, dar de aici și până a muta întreaga responsabilitate pe umerii acestora este o cale lungă. Calificarea la campionatul mondial reprezintă un scop și nu o motivație în sine. Iar aceasta cred că este cauza insuccesului echipei naționale. Am urmărit cu mare atenție meciurile cu Ungaria și cu Turcia și ceea ce pot să vă spun este că în meciul cu Turcia am văzut o lipsă a motivației jucătorilor. Iar acest lucru dovedește faptul că staful tehnic nu a reușit să-i motiveze suficient. Un jucător care ia parte la echipa națională are motivații diferite. Pe de o parte poți să fii motivat de prima de joc, pe de altă parte de posibilitatea de a juca pentru o echipă mare sau pur și simplu pentru a-ți reprezenta țara cu mândrie. Ei bine, aceasta este cauza insuccesului și anume staful tehnic nereușind să motiveze jucătorii individual. Mai mult decât atât, pot să vă spun că văd un staff tehnic al federației rupt de realitate, căreia îi lipsește cunoașterea și instrumentarul care să ne placeze acolo unde este fotbalul european de performanță. Da? Ceea ce mă face să afirm și să susțin că fotbalul românesc se află departe de fotbalul de performanță de top pe care îl înregistrăm la nivel european și că ne aflăm într-o altă realitate. Mai mult decât atât, am rămas stupefiat de reacția președintelui Federației Române de Fotbal, domnul Mircea Sandu, care a considerat că este suficient să plusezi pe acordarea unei prime mai mari pentru calificare, tocmai ca o reacție, să spunem așa, spasmodică în ceea ce privește această rupere de realitate, această criză de sistem prin care trece fotbalul românesc.
Fiindcă noi nu trebuie să ne uităm doar la acești băieți care intră pe teren, care în mod sigur, din punctul meu de vedere, au capacitatea să facă performanță în aceeași formație, în același lot. Da? Lipsește doar motivarea și lipsește totodată lipsesc ideile care să ne facă să putem să mergem spre această performanță. Care sunt marile probleme cu care se confruntă Federația Română de Fotbal la momentul actual și cum ar putea fi rezolvate ele? Vă vorbeam că Federația Română de Fotbal trece printr-o criză de sistem în momentul de față. Federația Română de Fotbal este ruptă de realitate. Vedem practic cum dispar echipe de fotbal în România, dispar locuri în care altădată se juca fotbal și mă refer la stadioane, în locul lor construindu-se cu totul altceva. Nu vreau să spun că aceasta este vina exclusivă a Federației Române de Fotbal, dar în mod sigur Federația Română de Fotbal ar fi avut capacitatea să fie o portavoce, un comunicator al acestor probleme. Problema principală care pleacă este lipsa încrederii pe care o avem în momentul de față, lipsa încrederii care se înregistrează la nivelul conducerii FRF și al fotbalului românesc. De aceea, în momentul în care noi am demarat acest proiect al minifotbalului, am dorit să redăm, să spunem, sau să readucem fenomenul fotbalistic cât mai aproape de români. În mod cert, este o problemă și la nivelul leadership-ului FRF. Deci e nevoie de o radiografie minuțios analizată pentru a identifica toți acești factori. Totodată, ceea ce pot să vă spun este că Federația Română de Fotbal, în momentul de față, se situează, este asemenea unui old chim al sportului românesc. Este subevaluată, este subdezvoltată, căpușată, prost administrată, astfel încât dacă ar fi să fac o comparație între domnul Roibu și domnul Mircea Sandu, am vedea că asemănările sunt multiple. Cam aceasta, să spunem, este o radiografie a Federației Române de Fotbal, care înțelege total diferit. Se află undeva la polul opus față de un management performant pe care ne l-am dorit cu toții la vârful unei organizații, să spunem, de top. Da? Fiindcă fotbalul nu aparține nici lui Mircea Sandu, nici lui Mitica Dragomir, nici conducerii sau selecționerului, ne aparține nouă tuturor. Fotbalul are această capacitate de a fi un fenomen, de a fi un fenomen social. De exemplu, orice instituție performantă ar face apel la niște obiective care țin de o bună organizare. La nivelul FRF, vedem în schimb adoptarea acestui concept pe care îl definesc prin șefie. Și anume, pur și simplu, niște decizii autoritare, discreționare a unei persoane care dorește doar acapararea puterii și menținerea în aceste structuri. Au apărut deja primele candidaturi la șefia președinției FRF, cea mai importantă fiind a lui Gică Popescu, susținut de Hagi și alți tricolori. V-ați hotărât, veți intra în cursa pentru alegerile de anul viitor? Mă uit cu mare interes și ceea ce pot să vă spun este că iau în calcul o candidatură la președinția FRF. Iar acest lucru, să spunem, este motivat de două situații. Înainte aș vrea să vă spun că cuvintele pe care aș vrea să le folosesc ar putea să vi se pară prea mari. Dar la un moment dat chiar am simțit această motivație, această datorie care apasă așa pe umerii mei în ceea ce privește asumarea acestei candidaturi. Și aș începe înainte de toate cu foarte multe discuții pe care le-am avut în ultimele 2-3 luni de zile cu oameni din fotbal, oameni din mediul de afaceri, dar și oameni din administrația locală sau cea națională, care cu toții sunt dezamăgiți de situația în care se îndreaptă fotbalul românesc. Este o situație de derivă, e o situație care ne plasează undeva la frontiera falimentului financiar și moral. Nu mai sunt multe, multe, multe momente și probabil acolo vom ajunge. Ei bine, nu putem să asistăm cu toții așa la această moarte, să spunem, care survine în fotbalul românesc încet, încet. Pe de altă parte, din aceste discuții cu toți acești oameni pe care vi-am enumerat anterior și care reprezintă, să spunem, actorii importanți ai comunității de fotbal din România, se pare că singura soluție de revigorare a fotbalului românesc nu poate veni decât din afara sistemului.
Dacă în ceea ce privește instituțiile române, am considerat că managementul privat este soluția, la fel și în fotbalul românesc consider că soluția este a unui management performant, profesionist, a cuiva din afara sistemului care să nu fie parte a unui sistem de influență și de interese. Pe de altă parte, vă spuneam că în acest gând sunt motivat și de o altă situație. Am rămas stupefiat de această situație incredibilă pe care o regăsim în jurul nostru, în care să vedem oameni de fotbal închiși, oameni de fotbal anchetați penal, oameni de fotbal urmăriți pentru spălare de bani și escrocherie, iar aici fac referire chiar la unul dintre candidații pentru președinția FRF, o situație incredibilă pe care aș putea o numi în ceea ce îl privește pe domnul Gheorghe Popescu. Ce credeți că aturați comparativ cu Gheorghe Popescu? Cu ce ați veni, să zicem, în plus sau ce avantaj ați avea asupra lui? Nu vreau să înțelegeți prin ceea ce am spus anterior că mi-am asumat deja această candidatură. De ce? Prin faptul că de la anunțarea unei candidaturi pentru asemenea poziție de președinte a Federației Române de Fotbal este un element de maximă responsabilitate și nu este doar o anunțare a unei intenții. De aceea fiecare pas trebuie să fie foarte bine calculat și o anunțare a acestei candidaturi în mod sigur va fi însoțită de un program de guvernare a fotbalului românesc. Înainte de toate, fotbalul românesc are nevoie de alte principii și alte valori pe care nici domnul Gheorghe Popescu și nici domnul Mircea Sandu nu au capacitatea să proiecteze viitorul fotbalului românesc. Și aici mă refer în primul rând la încredere. Da? Ce încredere ai putea să ai în cineva care deja și-a falimentat propriile afaceri? Ce încredere poți să ai în cineva care este urmărit penal pentru spălare de bani într-un fenomen pe care urmează să-l conduci? Nu vreau să-l atac pe domnul Gheorghe Popescu, dar una este convocarea la echipa națională și alta este convocarea la managementul celor pricepuți în a conduce Federația Română de Fotbal. Una e una, alta e alta. Nu știu dacă vi l-ați imagina pe Messi să conducă de mâine în poziția de președinte pe Barcelona. Iar lucrurile pot merge mai departe.